Sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, prin mijloacele de comunicare, televiziunea, radioul și internetul. Astăzi, noi catolicii de rit latin celebrăm a cincea duminică a Sfintelor Paști. Trăim așadar bucuria învierii Domnului și suntem hotărâți să continuăm să o facem cunoscută și altora, pentru că învierea înseamnă nu numai învierea lui Iisus, dar și învierea și nemurirea noastră. Ca să avem parte de roadele jertfei Sfintei Liturghii, să ne recunoaștem acum păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu și să ne cerem iertare unii altora. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Purulea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Deo. Atotputernice, veșnice Dumnezeule, actualizează-ne contenit în noi sacramentul pascal, pentru ca cei pe care ai binevoit să-i reînnoiești prin sfântul botez, întăriți de ajutorul tău să aducă multe roade, ci să ajungă la bucuriile vieții veșnice. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește
în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, crescând numărul discipolilor, eleniștii murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi. Atunci cei 12, convocând adunarea discipolilor, au spus: nu este bine ca noi să stăm la o parte, să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. De aceea, fraților, căutați dintre voi 7 bărbați cu nume bun, plin de duh și înțelepciune, pe care să-i stabilim pentru această necesitate. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul acesta înaintea întregii adunări și i-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. Pe aceștia i-au adus înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile asupra lor. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulțea foarte mult și o mare mulțime de preoți se supuneau credinței. Cuvântul Domnului. Fie, Doamne, mila Ta supra noastră, după cum și noi am spărat în Tine. Se cuvine să-i înalțe cântare de laudă. Lăudați-l pe Domnul cu harpa, cântați-i cu alăuta cu sece coardă. Lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea Domnului. Cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să scape de la moarte sufletul lor și să-i hrănească în timp de foamete. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Iubiților, apropiați-vă de Domnul, piatra cea vie, aruncată de oameni, dar aleasă și prețuită de Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți într-o casă spirituală pentru o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată,
pun în Sion o piatră unghiulară, aleasă și prețioasă, și cine crede în ea nu va fi făcut de rușine. Așadar, cinste vouă care credeți, dar celor care nu cred. Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatra unghiulară și piatră de poticnire și stâncă pentru cădere. Ei se poticnesc pentru că nu cred în cuvânt. La aceasta au fost sortiți. Dar voi sunteți un neam ales, o descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu, ca să vestiți faptele mărețe ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Cuvântul Domnului. Adevărul și viața, spune Domnul, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți calea. Toma i-a zis: Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea? Iisus i-a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, îl cunoașteți și pe Tatăl meu. De pe acum îl cunoașteți și l-ați văzut. Filip i-a zis: Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a spus: de atâta timp sunt cu voi și tu nu m-ai cunoscut, Filip. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum poți spune, arată-ne-l pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale. Credeți-mă, eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine. Dacă nu pentru altceva, credeți datorită lucrărilor acestora. Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu,
și va face și mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl. Cuvântul Domnului. Dragă părinte, decan și paroh de Iași, Paul Gudău, dragi și scumpi confrați, preoți prezenți în catedrală, dragă părinte diacon, dragi surori și iubiți credincioși de toate vârstele, care sunteți în comuniune directă cu noi, cei din catedrala din Iași. Nu poate fi fericire mai mare pentru om pe pământ și apoi în veșnicie decât să trăiască viața în comuniune cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Accesul la Dumnezeu, cât trăim pe pământ, îl avem prin credință. Iar credința, ne învață catehismul, este virtutea teologală, aceea care ne leagă direct cu Teos, cu Dumnezeu, prin care noi acceptăm toate cele descoperite de Dumnezeu, le găsim în Biblie, predicate de Iisus Hristos și învățate de biserică. Am ascultat în prima lectură din această duminică, lectură luată din cartea istorică a Noului Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 6, ce frumos lucrau apostolii în biserica primară, predicând neobosit și aducându-i pe oameni prin predica lor la credință. Iar Sfântul Petru, în a doua lectură, spune așa de frumos: cinste vouă care credeți! Noi am primit la botez darul credinței. Am devenit, cum spune Sfântul Petru în a doua lectură de astăzi, un neam ales, o descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, ca să vestim, atenție, ca să vestim faptele mărețe ale Celui care ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Credința vine din auzite, ea trebuie vestită, misiunea de a vesti credința, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, revine în primul rând urmașilor apostolilor, episcopilor și preoților, dar și dumneavoastră, credincioși, misiune care decurge din botez. Fără credință nu ne putem mântui. A fost odată o grădină mare înconjurată de un zid înalt. Nimeni nu știa cum arată această grădină din cauza zidului. Dar într-o zi, patru bărbați s-au hotărât: facem o scară înaltă, ne urcăm pe zid să vedem ce este dincolo. A urcat primul și când s-a uitat în grădină de pe zid de sus, a fost cuprins de o fericire de nedescris și a sărit înăuntru. Așa a făcut și al doilea, așa a făcut și al treilea. Când a urcat al patrulea bărbat
și a văzut ce minunăție de grădină stă ascunsă în spatele zidului care o împrejmuia, ce copaci frumoși, fântâni arteziene, statui, etc., etc. Prima reacție a fost ca și a celorlalți trei, să sară și el în grădină, să guste din frumusețile acelei grădini. Dar un alt gând a ieșit biruitor în mintea lui. Mă întorc să vestesc și altora ce este dincolo de zid, cât de frumoasă este grădina. Și așa a făcut. De astfel de oameni are nevoie biserica și omenirea pentru ca să devină mai bună. N-avem voie să închidem pentru noi bucuriile credinței pe care le trăim în casa lui Dumnezeu sau atunci când ne rugăm în particular, avem datoria să vestim faptele minunate ale Celui care ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Credința, revenim la ea, cinste celor care cred, spune Sfântul Petru, cinste celor care cred în Iisus Hristos și îl primesc pe Iisus Hristos în viața lor, pentru că cine îl are pe Iisus, acela are totul. Cu ani în urmă a trăit un om bogat care, pasionat fiind de pictură, colecționa tablouri realizate de marii pictori ai lumii. Casa lui era ca un veritabil muzeu, tablouri ale lui Rembrandt, Leonardo da Vinci, Rafael, Picasso, Monet și așa mai departe. Colecționarul acesta trăia fericit în casa lui, în această oază de artă, împreună cu soția sa și cu unicul lor fiu. Absolut nimic nu prevestea vreo tragedie în acea familie, însă a izbucnit războiul, iar unicul fiu a ales de bună voie să meargă să lupte pentru apărarea patriei. Degeaba a încercat tatăl să-l convingă că este prea periculos și că el, singurul moștenitor, trebuie să-i fie mângâiere la bătrânețe. Fiul însă a plecat și nu la mult timp colecționarul de tablouri a primit vestea care l-a zguduit profund, vestea cumplită că fiul său a fost ucis în luptă. Zi după zi, sărmanul om se stingea de durere. Stătea ore în șir și privea un singur tablou. Era un portret al fiului său, realizat de o mână stângace, un pictor amator. Nu era un portret reușit, dar era singurul care îl reprezenta pe fiul său, iubirea și speranța vieții sale. Anii au trecut fără să-i vindece durerea din suflet. După câțiva ani a murit soția și la puțin timp după aceea a murit și el. A lăsat în testament ca toate tablourile sale să fie vândute la licitație. În ziua licitației s-au adunat o mulțime de colecționari veniți să cumpere un tablou, măcar din cele valoroase pe care le avea decedatul. Un Rembrandt, un Picasso, un Da Vinci și așa mai departe. Dar au rămas cu toții uimiți, văzând că licitația începe cu un tablou nereușit, de mâna a doua, făcut de un pictor
amator. Era tocmai tabloul care îl reprezenta pe fiul acelui colecționar decedat. Și sigur nimeni nu era interesat să cumpere acel tablou de mâna a doua. Până la urmă s-a găsit cineva care l-a cumpărat. Nici nu era prea scump. L-a cumpărat un fost servitor bătrân. A fost chemat în față, felicitat și împreună cu tabloul achiziționat a primit și un bilețel lăsat de colecționarul decedat împreună cu testamentul. Ce credeți că scria pe bilețel? Iată ce. Mulțumesc că l-ai luat pe fiul meu în casa ta. Licitația se termină aici și toate celelalte tablouri, indiferent de valoarea lor, sunt ale tale, gratuit. Cine îl primește pe fiul meu, primește totul. Toți au rămas uimiți, uimiți peste măsură și noi, dacă eram acolo, am fi fost la fel. Iubiți credincioși, cinste celor care îl primesc pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, în casa lor, în inima lor, în familia lor. Cine îl primește pe Fiul lui Dumnezeu, are totul, pentru că El este totul. Ați auzit în Evanghelia de astăzi, Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea care conduce la Tatăl Ceresc. Eu sunt adevărul care nu înșeală și care ne face cu adevărat, vă face cu adevărat liber. Eu sunt viața care nu moare niciodată și care vă poartă în împărăția lui Dumnezeu. Ce vrem mai mult pentru a fi fericiți cu adevărat? Grijile acestei vieți pământești sunt multe și adesea ne tulbură greu, cum este și pandemia aceasta care nu se mai termină. De aceea am repetat la psalmul responsorial astăzi, fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, după cum și noi am sperat în Tine. Aceasta să fie o rugăciune pe care să o repetăm mereu și mai ales în momentele de cumpănă, de încercare, de suferință. Fie, Doamne, mila Ta! Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc în viața noastră. Cinste celor care cred în Dumnezeul revelat de Iisus Hristos și care nu-și pune inima sau nu-și lasă inima tulburată de grijile acestei lumi. Ce frumoase și încurajatoare sunt cuvintele lui Iisus din Evanghelia pe care am ascultat-o. Să le reținem, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu,
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să-i cerem acum Tatălui Ceresc, Dătătorul oricărui bine, să ne facă adevărați ucenici ai Fiului Său Iisus, să ne rugăm împreună spunându-i: Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Pentru ca Sfântul Părinte, episcopii și preoții să iubească pe frații lor cu inima lui Hristos și să fie dispuși să-și dăruiască pentru ei toate puterile, chiar și viața, să ne rugăm. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Pentru ca toți creștinii angajați în posturi de răspundere să-și desfășoare corect misiunea lor spre binele unei societăți mai drepte și frățești, să ne rugăm. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Pentru ca toți guvernanții să promulge acele legi care nu contravin demnității și sacralității vieții, să ne rugăm. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Pentru ca bunul Dumnezeu să se slujească și de prezența noastră alături de necredincioși, pentru a-i conduce la mântuire pe cei care trăiesc departe de casa Tatălui, să ne rugăm. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Pentru ca solidaritatea noastră fraternă să trăiască în aceia cărora duritatea vieții le-a stins orice speranță, încrederea și voința de a se angaja pentru un viitor mai bun, să ne rugăm. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Pentru ca noi să participăm la viața comunității noastre de credință, reînnoindu-ne în mentalitatea și activitatea noastră, să ne rugăm. Fii pentru noi, Doamne, cale, adevăr și viață. Dumnezeule, Părintele nostru, Tu ni l-ai dăruit pe Iisus drept călăuză pentru sufletele noastre. Fă-ne să aflăm în El calea care, în labirintul acestei lumi, ne conduce până la Tine, prin Hristos, Domnul nostru.
Iertați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, care prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă, ne faci părtași de firea ta dumnezeiască, dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioși prin trăirea noastră adevărului tău pe care ni l-ai făcut cunoscut. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos Domnul nostru. Prin el noi devenim fii ai luminii, moștenitori ai fericirii veșnice. Prin el se deschid porțile împărăției cerului pentru a-i primi pe cei care îl urmează cu credință. Moartea lui i-a dat morții noastre putere de mântuire, iar învierea lui le-a redat tuturor viața cea veșnică. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, fără încetare. Căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău
pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta tot. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă cu îndurare, Doamne, rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească,
unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi, de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt prednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, îndură-te și fii alături de poporul Tău, pe care L-ai îndestulat cu tainele cerești, și dă-i harul ca, lepădând omul cel vechi, să ajungă la înnoirea vieții, prin Hristos, Domnul nostru. Credincioși, vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Săptămâna aceasta, miercuri, 13 mai, o amintim pe Sfânta Fecioară Maria în aparițiile sale de la Fatima. Este totodată și ziua bolnavului la nivel diecezan. În acea zi, la ora 15, se va recita aici, în catedrală, Sfântul Rozariu, cu toate cele 20 de mistere. Rozariu pe care îl vom oferi pentru toți bolnavii și, desigur, în special pentru cei loviți de boala cauzată de noul coronavirus. Iar la ora 17 va începe o adorație specială, tot cu aceeași intenție. În fiecare zi din această lună mai, vă așteptăm la ora 17, în fiecare zi să recităm împreună Sfântul Rozariu, iar la ora 17:30 să parcurgem împreună devoțiunea mariană, în cadrul căreia vor fi cântate litaniile lauretane. Joi, 14 mai, suntem invitați de Sfântul Părinte Papa Francisc la o zi de post și rugăciune, implorând cu toții întreaga biserică, lumea întreagă, implorând milostivirea Domnului pentru încetarea acestei pandemii. Vă amintim de asemenea că în zilele de miercuri și vineri, începând cu ora 19, Preasfințitul Iosif prezintă catehezele după Sfânta Liturghie. În zilele de joi apoi vă invităm să vă alăturați nouă celor din catedrală care urmăm devoțiunea Căii Sfintei Cruci, care se va celebra imediat după Sfânta Liturghie. Duminica viitoare, 17 mai, se împlinesc 6 ani de la beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, ocazie bună pentru a ne intensifica devoțiunea noastră către el, cerând să mijlocească de la Domnul harurile de care avem trebuință. De asemenea, cerem de la Domnul, de ce nu, descoperirea minunată a osemintelor sale și ridicarea sa cât mai curând la treapta de sfânt al bisericii noastre locale. Vă dorim în continuare ca bucuria învierii Domnului să fie prezentă mereu în viața și în familia dumneavoastră. Hristos a înviat! Imediat după binecuvântare vom cânta Regina Celii, dar înainte de binecuvântare vin cu un îndemn părintesc pentru toți preoții din dieceza noastră de Iași. Așa cum suntem informați, pe data de 15, adică vineri, se va ridica starea de necesitate și vor fi unele înlesniri. Vom putea celebra din ceea ce este proiectat acum, dar vom urmări cu atenție deciziile finale, vom putea celebra preoții Sfânta Liturghie afară, în aer liber, așa încât credincioșii să poată participa, începând de duminica viitoare, la Sfânta Liturghie. Sperăm să avem și vreme prielnică. Sigur, vom respecta dispozițiile care ne vor fi date, păstrarea distanței, măștile și dezinfectantul. Vor putea intra credincioșii și în bisericile noastre care au fost închise pentru celebrarea Sfintei Liturghii, fiind doar noi preoții, slujitorii altarului, cu cei care sunt în jurul nostru, să poată celebra în perioada aceasta de necesitate,
dar începând de vineri, bisericile vor fi deschise, credincioșii în anumite condiții pot intra în biserică și apelul meu este către preoți să acorde un spațiu mai mare din timpul lor, în timpul săptămânii, în fiecare zi, să stea la dispoziția credincioșilor în biserică, după un program pe care să-l anunțe credincioșilor, așa încât ei, care n-au putut veni la spovadă în timpul dinaintea Paștelui și până acum, să o poată face, pentru că încă n-a trecut timpul pascal, se va încheia la Rusalii. De aceea preoții, în condițiile cerute, să stea la dispoziția credincioșilor, în special pentru Sfânta Spovadă, în locurile pe care le vor amenaja special, în așa fel încât să fie evitată, pe cât ne stă în putință, contaminarea de acest virus. Acum vă voi da binecuvântarea finală și cu ea vom păstra în suflet bucuria credinței pe care am trăit-o în casa Domnului, iar dumneavoastră, cei care ați fost în legătură cu noi, în bisericile dumneavoastră domestice, adică în familie. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Veselește, Fecioară Marie, aleluia!
Să ne rugăm, Dumnezeule, care binevoiți să îmbucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui Fecioară Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrânuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu blândul Iisus, să-i